sub orice formă. De fapt, și domnul Orban, care era cât paci și eu îl recunosc ca președinte la PNL, că asta a fost, doamna Gorghiu a fost probabil impusă. Nici el, care a candidat ca președinte la PNL, nu vine nici măcar la emisiunea asta, cum a venit și la celelalte emisiuni, cu niște concluzii clare. Doamne, uite, programul nostru de guvernare, dragă națiune, dragi români, este următor. Nu. Și trei, și cu asta închid, ca să fiu scurt, mai scurt decât colegii mei, este o confuzie generală la ei. Și repet, eu apreciez și respect pe cei 6 milioane de români care au votat pe Iohannis. Dar respect și iubesc pe 5.300.000 de români care au votat pe noi. Eu mă așteptam și mă aștept ca Iohannis să fie președintele tuturor românilor. Dar nu uit pe cei care m-au votat pe mine, adică pe mine ca partid, ca alianță, ca PSD-ist. În condițiile astea, țin cont de niște lucruri. Și anume că din toate analizele, cei care au votat pe Iohannis, l-au votat pe Iohannis. Atât. Nu l-au votat pe Blaga, nu l-au votat pe Alomițeanu, pe Paula Voș și pe alții care apar pe lista lor scurtă, bă, nu știu câte guverne care le-au făcut. Nu. Dacă întreb pe cei din diaspora cine este Ialomințeanu, își vă aduce aminte, mulți dintre ei, mulți nu. Dacă întreb cine este Paula Voș, la fel. Ei au votat Iohannis. Pentru asta jos pălăria. N-au votat pentru că această echipă veche de pedeliști să reajungă la putere și la butoane, după ce au făcut praf și prăpăd în România timp de ani de zile. Pentru că asta este lista lor. Mai mult și cu asta închid, la fiecare emisiune, și eu și colegii mei din PSD, când ne întâlnim cu cei de la PDL, în mod special, nu cu cei de la PNL, pentru că i-au uitat că am fost împreună în aceeași echipă, USL, în aceeași echipă care a militat împotriva Băsescu și a clanului Băsescu și a abuzurilor făcute de regimul Băsescu. Acum au uitat, acum sunt frați de cruce cu cei de la, cu cei de la PDL. Păi de trei ani guvernați România și tot aveți obsesia asta, Băsescu. Nu mai e Băsescu președinte. Bă, schimbați. Eu aveam o logică și respectatorii noștri sunt mult mai inteligenți decât dumneavoastră, domnul Berca. O linie de la partid. Mă face ca să ridic să ajung la domnul major. Ridicați cât vreți totul. Aveți așa o linie de la partid. Păi hai să agităm un pic lucrurile. Deci eu am explicat logic niște lucruri pe care sunt convins că spectatorii de la B1 le înțeleg, sunt oameni extraordinari. PNL-ul e de o parte, PDL-ul de altă parte, trebuie în momentul ăsta sunt de acord cu mine că ceea ce fac ei la PNL, PDL și asociații n-are nicio legătură cu ce au votat ei. Eu le respect votul. Așa cum respect, am spus, și votul și respectul votul celor și respect Codrin și votul celor al lor mei, adică cu tot respectul, dumneavoastră, dar în confuzia asta faceți generală, ceva pentru diaspora. Trebuia să dați un semnal către oamenii care au stat în frig și ploaie. Trebuia să veniți cu votul electronic. Trebuia să veniți cu votul prin corespondență. Trebuia să faceți ceva pentru Basarabeni. Trebuia să faceți ceva pentru tinerii care sunt loviți de șomaj. Vă place să vă remarcați într-un fel? Nu, remarcați-vă, dar autenticitatea discursului noastră dar remarcați-vă pe 0,0% cât ați luat, nu mai mult. În continuare adică nu vă remarcați nici măcar la pe 1 de 10%, că în nu continuare aveți. Vă spun ca să dacă dau... era doamna Udrea aici, dom'le, înțeleg să aibă poziția asta, că a luat 5.000 de voturi. Dar dumneavoastră cu 10.000 de voturi... Domnul Ștefănescu, nu e aflați în eroare. Faptul că Ion Iliescu a avut 80% oamenii în 90... Oamenii care se uită acum la dumneavoastră, v-au votat în proporție de 0,0%. Ștefănescu, vă reamintesc că Ion Iliescu avea 80% și avea sânge pe mâini. Da? Unul zice, puterea, 80% câștigată printr-o fraudă, printr-un mecanism de propagandă, care vine și prin monopol asupra mass mediei. Puterea câștigată de Ion Iliescu nu l-a autentificat pe el ca lider al națiunii române. El a fost un antilider care a distrus la domnul Orban această țară. Da? De deci încă o dată, cifrele pe care și Stalin le-a putut invoca, cifrele pe care și Ceaușescu le-a putut invoca. Vă place așa să vă auziți? Dar vreau să vă dau o replică. Nu, cifrele astea dar false o replică. Nu, v-am cerut. Nu vă dă, credeți-mă nu cu toată dau simpatia. Dreptate. Nu v-am cerut replică. Deci, nu vreau să mi-o dați noi nu replică. Punem, de pildă, legea gravitației într-o discuție parlamentară. Noi ca societate democratică și dezvoltată. Noi ca partid, noi ca Republică, societate sau nu punem forța civică sau cine mai sunteți acum. De pildă legile fizice. Noi care vorbiți, nu vorbiți la plural. Dumneavoastră sunteți vorbiți așa, eu un partid. Cu 0,003%. Dumneavoastră sunteți un partid care sfidează în continuare diaspora românească pentru că ați avea puterea aritmetic vorbind, ați avea puterea să faceți ceva pentru diaspora, să-i dați omului de la Milano și de la Londra șansa să voteze în 2016 prin corespondență, să-i dați șansa tânărului care este la New York să voteze electronic, cum se întâmplă în Estonia, asta se va să dați șansa
noilor partide, care pot să fie și partide regionale, să se constituie în anumite zone ale României. Din să dați șansa asta antreprenorilor să poată angaja fără ca un cod al muncii sufocant și sindicalist să, într-un fel, amenințe stabilitatea investițiilor. S-a făcut imens pentru lucru.